de la domnul Florin. Da. Mă plâng din cauza ta. Mi-aș fi fost mai bine așa, să nu mă fi frăt. Era odată, a fost odată ca niciodată, o prea frumoasă fată care lucra, care locuia la Mașinșul de Jos. Ea, fiind o fată extraordinar de frumoasă, cu niște ochișori dulci și niște buze, care tot timpul îi durei s-au spus, doar îmi vedeai acele buze în ziua. Și tu de ce nu m-a fărut să povestesc. Ea a plecat la Grecia, unde a fost racolată de către doi greci răi și spurcați, care au făcut-o să sufere și după aia au părăsit-o. Ea, căutând doar dragoste, chiar în altă țară decât acea răi, tot ce visa era dragoste nemaiîntâlnită. Și așa a auzit o emisiune care se numea La Mireasa pentru fiul meu și s-a hotărât să se înscrie. În același timp s-a înscris și un băiat care, de fapt, era un fel de făt frumos. Doar când spui făt frumos, te gândești la un băiat blond de fel așa și de la, cu ochii albaștri. Dar de fapt făt frumosul ei era un băiat brune, cu ochii căprui, înalt, bine făcut, modest, frumos, mușchiulos și plin de simțul umorului. Când aceștia s-au văzut prima oară, lui Raimund i s-au aprins călcâiele. Imediat. Timei nu i s-au aprins chiar așa repede. Călcâiele de pe, dar asta nu l-a împiedicat pe Raimund să o aștepte în continuare, Raimund fiind foarte frumos. După ceva timp, ei doi au făcut un cuplu. De fapt, cuplul l-a făcut Raimund pentru că el a sărutat-o prima oară pe Tina. Când și-au atins buzele, cei doi au simțit ca un fulger care i-a lovit direct în cap. Asta și în inimă, și în tălpi. Așa și-au dat seama că ei sunt îndrăgostiți și urmau să se căsătorească, să fie împreună pentru toată viața. Dar, haideți să vă mai povestesc multe întâmplate. La prima lună, înainte să, de fapt în ziua când au împlinit prima lună, aceștia doi practic erau despărțiți, deoarece Tina nu și-a luat la revedere de la el, din platou, și i-a spus niște vorbe foarte urâte, cum ar fi rămâi cu țigările și dă. Și pare mult l-a afectat foarte tare acele vorbe. Copilărești, părerea, dar trecem peste. Nu, n-ai ajutat. Așa. Că dar, în acel timp, ei au plecat la un hotel, au fost cazați acolo. Și seara s-au dus frumos la un restaurant, unde Raimund din nou a făcut primul pas spre împăcare, pentru că el avea sufletul foarte mare, și i-a dat Tinei în bot cu prăjituri. I-a dat cu prăjitura pe față, a mânjit-o de la, s-au sărutat și s-au împăcat. După aia a urmat, în acea lună, bineînțeles, din nou, au mai fost câteva certuri, dar care nu are rost să le reamintim. Dar totul s-a terminat frumos. După când au împlinit și ei 4 luni, Raimund, acel cavaler care a venit cu un cal alb la casting, a cerut-o de soție pe Tina. În fundul gol, afară, iarna, la minus 4 grade, minus 10 grade la ora 11 și 14 minute. Ceva de genul. Aceasta e prima oară, a răspuns în glumă că nu. Dar imediat inima i-a bătut toată tare în piept și i-a dat creierul una în nas, așa, pa, și a răspuns că da. Și a urmat o lună extraordinar de fericită și de frumoasă. Dar după... Două săptămâni. Dar furtuna a venit repede din vest spre est și a ajuns la Constantina și la Raimund. Și ei s-au certat, și-au aruncat vorbe grele, vorbe urâte, s-au strâns, mi-a rupt ceasul după mână, m-a făcut plin de răni, m-a făcut de râs în direct. Am făcut-o de râs în direct, certuri foarte mari, era ca și cum s-ar bate două imperii. Și până la urmă, dragostea dintre Raimund și Tina a învins și aceasta i-a pus pe cei doi să ajungă pe drumul cel bun, datorită lui Raimund, care tot insistat și datorită
bunăstării Tinei și faptul că ea l-acceptă așa cum este și Raimund o accepta pe Tina exact așa cum este, ei își croiesc încă drumul viață. Așteaptă, ca și acum, povestea este foarte reală. Așteaptă și acum ca ei să se căsătorească, să facă copilași și de rea. Dar totul depinde doar de ei și de Tina. În primul rând de Tina, pentru că Tina este o oltiantică înfocată, înflăcărată și nebunatică, care se aprinde foarte repede. Este ca un căi chibrit de mare calitate. Cum l-ai pus pe catra? O la foc. Asta. Și va urma nunta, să sperăm. Și vor face vreo 3, 2 copii, 3 maxim. Pe unul va chema Angel. Și pe al patrulea din greșeală. Și pe al patrulea din greșeală, dar unul singur vreau neapărat să-l cheme Angel. Și pe fată Jessica. Și pe fată nu știu. Dar Umber trebuie să-l cheme Angel. Și vor lucra împreună. Și vor lucra, și vor face bănuți. Și vor dormi în fiecare seară. Și se vor trezi în fiecare dimineață da, împreună. Da, și o să invităm pe Gina la noi acasă. Asta, și o să mergem și la Gina acasă ca să mâncăm de la tatăl ei brânzică. Și o oaie pe purțap. Și o oaie pe purțap, trebuie să facă Gina neapărat. Așa. Pe purțap. Pe pierde la desen. Nu știi, care învârți așa. Se face o simțală. Da. Și brânză. Și brânză, am zis. Ah, de am înțeles, brânză pe... Și la plajă, nu se găsește brânză bună. Cum să o pui pe... Ba, da, se găsește. Asta e cea mai bună brânză din țară, ci că se găsește la Sibiu. Și cum se sfârșește povestea? Și povestea se sfârșește în felul următor. Ei au găsit elixirul vieții și n-au murit niciodată. Amin. Mi-am făcut povestea să-mi ia spui în fiecare seară. Da, trebuie să spun în fiecare seară. Da? Și să mă ia să-mi așa în fiecare seară. Și acum? Și cât e ceasul? Nu, dacă te ghicești, ai... Deci pe fără un sfert. Aproape. Ok. Este și 48. Nu contează. Noapte bună. Nu, eu vreau un buc de noapte bună. Nu. Mă, țin... Bun, nu mai refuză. Nu, pentru că te-ai comportat foarte bine, ok. Fără mondică, omul, fără frică. N-ai trecut testul, mă numesc Raimondică, pentru tine sunt doar Etsu. Nu vreau acum, gata, nu? Ce crezi că eu vreau cum vrei tu? Bine, bine, dacă nu vrei, eu nu mai dau. Hai să stăm buze în buze. N-ai trecut testul, mă numesc Raimondică, pentru tine sunt doar ex-ul. Dacă te mișca brus, știi că ți se smul buzele, nu? Nu te mișca brus, serios. Monstru, bu! N-ai trecut ești tu, anume. Nu știu cine a țipat în halul ăsta. De cine ești de pe aici? Tu, mă numesc Tinuța, pentru tine sunt doar ex. Au! 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 Spatele! Au! Iubi, mă, dar lasă. Nu? Vă luau cu spate. Ai, măi, gurii, măi! Sigur te-a fost ascure. Și pe tu?